Domnilor, o nouă lansare în Raftul Denisei, colecție pe care o coordonez la editura Humanitas Fiction. Este vorba de al doilea roman pe care l-am tradus în limba română, al scriitoarei Vesna Goldsworthy. Roman care imediat face legătura cu capodopera literaturii universale. Se numește Monsieur Karen. Romanul a fost tradus în limba română de una dintre puținele traducătoare mari, traducătoare de marcă din România. Este vorba despre Luana Schidu. Luana Schidu este o traducătoare care traduce cu aceeași pertinență atât din limba engleză, cât și din limba rusă. Dacă ne amintim numai faptul că cea mai recentă carte tradusă de domnia sa, bestsellerul Humanitas Fiction de anul trecut și care continuă să fie și anul ăsta, Guzel Iachina, cum se numește cartea lui Guzel? Zuleiha deschide ochii. Dar să revenim la literatura britanică. Vesna Goldsworthy face parte din acea categorie de scriitori și scriitoare care, fiind de altă origine, s-au integrat perfect în limba engleză și în literatura engleză. Vesna Goldsworthy s-a născut la Belgrad și la vârsta de 24 de ani, după ce și-a luat gradul în literatură engleză, a emigrat în Marea Britanie, unde, în scurt timp, și-a dat doctoratul, a devenit profesoară universitară de limbi, de comparatism în literatură, predând la universități importante. În momentul de față, ea predă la Universitatea East Anglia, de lângă Norwich, universitate vestită pentru departamentul ei de Creative Writing, pe care în prezent îl conduce. Prima surpriză pe care a oferit-o Vesna Goldsworthy a fost un studiu comparatist, care în momentul de față este în bibliografia tuturor marilor universități din lume care se ocupă de mentalități. Studiul respectiv se numește Inventurile Britanice și Imperialismul Imaginației și pornește de la oglinda deformatoare pe care o au occidentalii și mai ales britanicii în legătură cu estul Europei și mai ales cu Balcanii. Stereotipurile Occidentului față de Balcani sunt studiate cu lupa în literatura britanică, mai întâi în literatura engleză și apoi în cea britanică, pornind de la Byron încoace, un studiu foarte interesant. După care a debutat cu versuri în literatură, a luat mari premii și pentru volumul de poezii Angel of Saloniki, GM Puția, autor pe care îl public cu mare admirație și care a luat premiul Nobel pentru literatură, a numit-o o extraordinară nouă voce în poezia de limbă engleză. Vesna Goldsworthy a debutat în roman cu Marele Gorski. Trimiterea la Marele Gatsby este destul de evidentă și anume o reimaginare a lui Gatsby în cartierul oligarhilor din Londra actuală. Am tradus acest roman în 2018 în colecția Raftul Denisei. Și iată acum cel de-al doilea roman al ei, care pornește tot de la literatură, de data aceasta de la o capodoperă a literaturii ruse, bineînțeles și a literaturii mondiale. O ficțiune în ficțiune care în primul rând, ca un roman despre perioada post-război, anii 47-50, în Londra, încă nerefăcută după rănile conflagrației mondiale. Permiteți-mi să o invit pe scriitoarea Ioana Nicolae să ne vorbească despre acest roman.